Elevii și studenții care obțin venituri sub nivelul salariului minim nu mai sunt scutiți de plata contribuției de asigurări sociale de sănătate conform știrile ProTV. Până acum, elevii și studenții plăteau contribuția la CASS doar în cazul în care veniturile pe care le obțineau depășeau valoarea salariului minim brut. După apariția Ordonanței de Urgență 16 pe 2022, nu se mai ține cont de această regulă, iar categoria celor care obțin venituri sub nivelul salariului minim pe țară este pusă în situația în care trebuie să contribuie la plata obligațiilor, fără să se mai țină cont de veniturile obținute Totuși există și persoane fizice ce sunt exceptate de la plata CASS-ului. Copiii de până în 18 ani, tinerii de la vârsta de 18 până la 26 de ani, studenți, ucenici, studenții, doctoranzi care desfășoară activității didactice sau persoane care urmează să devină soldați sau gradați profesioniști sunt scutiți de plata CASS-ului atât timp cât nu au venituri. În situația în care aceștia obțin venituri din salarii sau din activități, Independente ori agricole, piscicultură sau silvicultură nu mai sunt scutiți de plata CSS-ului.